Oricine a făcut un curs de marketing, chiar la nivel foarte elementar, desigur a auzit de conceptul de Unique Selling Proposition. Hai să vedem despre ce e vorba și de ce ne privește pe noi. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și să știi să te propui, să știi cum să prezinți imaginea ta la public e parte fundamentală a unei performanțe de top. Când se vorbește de marketing, se vorbește deseori de acest concept de Unique Selling Proposition, adică propunerea unica de vânzare. Ce înseamnă exact? Înseamnă că dacă tot marketing, de fapt, tot business, de fapt, nu este decât să răspunzi la două întrebări, adică cine ne plătește, adică cine este clientul, și de ce, adică de ce clientul trebuie să cumpere produsul nostru. Există a treia întrebare. De ce clientul ar trebui să cumpere acel produs chiar de la noi? E aici intră în joc tocmai această propunere unică. Pentru că orice firmă știe că dacă nu are ceva pe care o deosebește de la ceilalți, nu prea avea niciun succes. E trebuie mereu să, mai ales cum se studiază la cursuri de marketing, atunci când produsul este într-adevăr la fel, imaginam cu benzina, adică care este diferența de la cumpăr de la o firmă la altă, tot benzina este, sau zahăr, sau, adică niște produse care sunt practic standard, de ce ar trebui să le cumpăr? Apa, gândim la apa, de ce? Adică apa e apa și totuși câte firme sunt de apa minerală. Bine, fiecare firmă încearcă să găsească un ceva care uneori nu are nicio legătură cu produsul, care să deosebească brandul, deosebească produsul pe care îl oferă de la ceilalți similari. Asta este evident la nivel comercial un ceva care în ziua de astăzi devine din ce în ce mai greu, pentru că tocmai, cum spuneam ieri, toată societatea merge spre optimizare, merge spre standardizare. Deci devine din ce în ce mai dificil să găsim ceva care să fie diferit de ceilalți. Nu există un răspuns evident nici în legătură cu comerț, nici în legătură cu plan personal, pentru că fiecare trebuie să știe ce deosebește de la ceilalți. Un singur lucru totuși, pentru că presupun că dacă te uiți la acest video, nu ești o mare corporation, ești un om singur, poate ai o mică firmă. E, singurul lucru într-adevăr important este să înțelegem că în ziua de astăzi nu avem nicio șansă să intrăm în competiție cu branduri cei mari pe plan de preț, pe plan de organizație, pe plan de distribuție. Pentru că pe cât de ieftin facem ceva, vom găsi cineva din Orient, de obicei, care îl face mai rapid, mai bun, mai ieftin și îl livrează mai repede. Deci nu avem nicio șansă să ne luptăm împotriva standardizării. Singura șansă pentru oricine, e asta valorează și pentru cine vrea să fie angajat, discutăm de chestia asta poate mâine, poi mâine, la loc de muncă, cum se păstrează unicitate. Singura chestie, singura șansă de a supraviețui pe piața de astăzi este să fie că produsul tău sau serviciul tău sau persoana ta să fie imposibil de înlocuit. Adică lumea vrea pe tine și doar pe tine, pentru că ceilalți nu au aceeași caracteristici. Produsul tău e ceva complet diferit. Sau, evident că nimic poate fi complet diferit, dar produsul tău, serviciul tău, persoana ta trebuie să aibă niște trăsături să fie unice pe piață. Deci, asta este
aparente contraintuitiv pentru că întreaga lume merge spre standardizare și globalizare, și dar de fapt secretul succesului este tocmai în unicitate. Dacă tot vorbim de Italia, la un moment dat, dacă eu mâine aș deschide un fast food, ce șansă ar avea față de toate brandurile aceste mondiale care facturează miliarde de dolari? Adică nu are nicio șansă. Dar dacă eu deschid un mic restaurant doar cu bucătărie italiană, foarte scump și foarte de elită, sunt bune șanse să am succes. Deci, trebuie să mizăm tot pe unicitate și pe plan comercial. Gândește-te la ce ai de unic. Și mai vorbim în zilele următoare de acest concept care mi se pare incredibil de important. O zi bună în continuare!